Iubiți credincioși, luați un loc. Înainte de a începe cuvântul de învățătură, Părintele Sava Lavriotul, pe care astăzi avem marea bucurie să avem în mijlocul nostru, vreau să fac un anunț pe care l-am făcut și în timpul utreniei, pe care l-ați auzit toți. Este acela că, în urma sinaxei pe care am avut-o la Roman, s-a stabilit acolo că a formula de nepomenire cea mai potrivită, care provine din Sfântul Munte Athos, așa cum au făcut părinții atoniți de-a lungul istoriei atunci când patriarhul de care ei aparțin, patriarhul de Constantinopol, cădea în erezie. Formula aceasta nu este cea pe care am folosit-o îndătinat pomenind toți arhierei ortodoxi, ci se pomenește, se spune pe episcopul nostru, dar unde se spune numele. Iar la momentul de după cuvinte cu adevărat, se pomenește episcopia drept credincioșilor, care drept învață cuvântul adevărului. Cu toate că unii am făcut într-un fel sau unii într-alt fel, neștiind exact care este cea mai bună soluție, în urma sinaxei de la Roman am ajuns la această soluție foarte bună și am pus-o în aplicare chiar și de astăzi. Deci, dacă auziți cuvântul episcopul nostru, nu înseamnă că am trecut la pomenire, ci asta este formula, nu-i pomenim numele decât în momentul în care va fi din nou vrednic de a fi pomenit numele, adică va învăța cuvântul adevărului. Acestea fiind spuse, l-am rugat pe Părintele Sava să ne spună astăzi un cuvânt de învățare.